echipa de fotbal a FCS Carpați Berivoi este campioană. Aceasta a câștigat play-off-ul ligii A5 a 5-a zona Făgăraș, promovând astfel în Liga 4 -a. Ultimul joc din campionat s-a desfășurat la Drăguș, unde tinerii jucători de la Berivoi, antrenați de către profesorul Ciprian Lie, au învins cu scorul 3 la 2 după un joc infernal și foarte bun al ambelor echipe. La finalul partidei a fost organizată festivitatea de premiere de către Asociația Județeană de Fotbal Brașov prin Comisia de Fotbal Făgăraș într-o atmosferă frumoasă de sărbătoare. Echipa din Berivoi și-a îndeplinit astfel obiectivul propus la începutul campionatului, câștigând Cupa României pe zona Făgăraș și campionatul Ligii a 5-a zona Făgăraș, tinerii jucători de la Berivoi având un parcurs bun și constant pe toată durata campionatului și a cupei României în cele 30 de meciuri disputate au înscris 112 goluri primind 30 de goluri și au avut 21 de victorii, însă au pierdut în trei jocuri și remizând în alte două partide. De reținut este faptul că lotul echipei din Berivoi are cea mai mică medie de vârstă dintre toate echipele înscrise în campionat, respectiv 26 de ani și o lună. Doi dintre cei care au jucat în teren având vârsta de 16, respectiv 17 ani sunt mândru de acești băieți minunați sunt mulțumit pentru implicarea tuturor este meritul lor și îi felicit pentru modul cum au înțeles să evolueze pe teren și pentru că au dat dovadă de caracter pe tot parcursul celor două competiții campionat și cupa României aturile echipei noastre au fost coeziunea grupului atitudinea tineretia valoarea individuală și disciplina a transmis antrenorul Lie Ciprian